Dan McCafferty, vocalistul trupei Nazareth, a murit la vârsta de 76 de ani. Basistul trupei Pitagniu a confirmat această știre. Dan a murit astăzi, 8 noiembrie, la ora 14:40 de minute. Acesta este cel mai trist anunț pe care a trebuit să-l fac vreodată. Marian și restul familiei și-au pierdut un soț și un tată minunat, iubitor, eu mi-am pierdut cel mai bun prieten, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai mari vocaliști. Cauza morții artistului nu a fost dezvăluită. Cofondator al grupului, McCafferty a interpretat hiturile trupei încă din anii 70, inclusiv balada Power, Love Hurts a lui Everly Brothers și Hair of the Dog, pe care trupa Guns N' Roses a preluat-o pe albumul The Spaghetti Incident, lansat în anul 1993. În anul 2013, după aproape 50 de ani de activitate în trupă, Dan McCafferty a ieșit din trupa Nazareth din cauza unor probleme de sănătate, în special a bolii pulmonare obstructive cronice, o boală pulmonară inflamatorie ce i-a restrâns capacitatea de a respira. El a lansat ultimul album solo, Last Testament, în anul 2019. Nu uita să dai subscribe canalului nostru și să ne urmărești pe rețelele de socializare Facebook, Twitter și Instagram. De asemenea, dacă te regăsești în contentul nostru și îți place, sprijină activitatea Contemporary Establishment și presa liberă și independentă. Link în descriere.